Salut, Cosmin, te așteptăm diseară la mese, ne susții. Salutare, fraților! Astăzi este joi, așa că v-am pregătit din nou un episod special. Astăzi voi participa la meciul dintre Dinamo și Slatina. Pentru că multora v-a plăcut vlogul trecut de la meciul lui Dinamo, m-am gândit să vă pregătesc și astăzi o nouă surpriză. Dacă pentru meciul trecut v-am oferit câte două bilete pentru un gol marcat de Dinamo, în meciul de astăzi vreau să vă ofer câte un tricou pentru fiecare gol marcat de Dinamo în această zi. Am deja un tricou aici, pregătit să ajungă la voi. Iar dacă Dinamo va înscrie mai multe goluri astăzi, nu va fi o problemă și voi cumpăra mai multe tricouri ca să le primiți. Dacă vă întrebați când o să fie extragerea la sorți din cele două vloguri, primul vlog, cel cu FCSB, când am oferit câte un bilet pentru fiecare gol marcat, și cel de-al doilea, cel cu Dinamo, la care am oferit câte două bilete pentru fiecare gol marcat de Dinamo, duminică seară voi fi la Tudor Buțan pe live și acolo o să facem extragerea. La concursul de astăzi, extragerea se va face la meciul din cupă de săptămâna viitoare dintre Dinamo și Sepsi, iar extragerea va fi făcută chiar de cei care câștigă biletele de a merge împreună cu mine la meci. Pentru a putea câștiga acest tricou, tot ce trebuie să faci este să scrii în comentarii "vreau tricou". Poate pe lângă acest tricou vor fi mai multe tricouri, depinde cum vor juca cei de la Dinamo astăzi, nu se știe câte tricouri vom avea. Deci, tot ce trebuie să faci este să scrii în comentarii "vreau tricou" și neapărat like la acest clip și să fii abonat. Dacă nu ai dat like sau nu ești abonat, nu voi putea să-ți ofer premiu. Haideți să nu mai stăm la discuții și haideți cu mine la stadion! Astra Giurgiu nu mai există, dar e un teren de Champions League. Ce trist mi se pare mesajul ăsta, campioana României 2015-2016, acum s-a desființat. A început meciul, predicția mea e că Dinamo va câștiga cu 3-0 astăzi. Nope. Yeah.
fraților, este pauză. Din păcate, o primă repriză destul de ștearsă. Dinamo nu a reușit să marcheze încă, dar cred că va urma golul. Va urma golul, Dinamo va câștiga astăzi. Bine că n-au avut echipa oaspete mari ocazii, pentru că nu se putea deloc filma acolo. Soarele bătea foarte rău și nu puteam filma, nu vedeam efectiv, nu puteam filma nimic. Bine că n-au avut nicio ocazie. Este roșu, intră roșu. Așa ceva, a tras de timp și a luat al doilea galben și roșu. Fraților, acest episod ajunge la final. Din păcate, Dinamo nu a reușit să câștige, nu a reușit să marcheze, dar din respect pentru voi, voi oferi tricoul din începutul de vlog. Tot ce trebuie să faceți este să dați like, subscribe și să scrieți în comentarii vreau tricou. Până data viitoare, v-am pupat. Pa!